Ce poate fi mai greu și mai dureros decât să-ți iei adio de la copii sau de la persoanele iubite și să-i lași să plece? Asta în timp ce tu rămâi într-un oraș bombardat zi și noapte de către armata rusă. Sunt imaginile realității surprinse astăzi în Odessa, unde mai multe persoane au fost evacuate cu ajutorul autobuzelor Crucii Roșii. Ei nu știu când vor fi din nou împreună. Autobuzul care pleacă din Odessa se află și Giulia, care nu-și poate controla lacrimile. Ea a fost nevoită să-și părăsească casa și să își ia rămas bun de la familia ei. Giulia se îndreaptă spre Moldova și speră că de acolo va putea pleca în Canada pentru a începe o viață nouă. I was hugging my mom and trying to hold back my tears. At least she's somewhat safe here. The rest of the family is in Mariupol. We were talking to my grandma on the 1st of March. It was her birthday. She was born in 1943. So it would be very sad if she didn't survive this war as well. Încercările anterioare de evacuare a civililor din Odessa și din alte orașe ucrainene au eșuat sau au reușit doar parțial, bombardamentele continuând în timp ce civilii încercau să fugă. I was naive enough to think that no one would ever attack Ukraine because if we have a powerful ally, Russian Federation, no one would even dare. It feels like a stab to the back. People who see this news coverage will understand that Ukrainians are not to be blamed. We were just trying to stay and grow as a nation in our country.